când alergarea se va termina, voi striga, sunt al tău. Ți aparțin pe veci. Și eu propun să strigăm de pe acum. Slăviți să fie numele Domnului. Pentru că cine nu e de pe acum al Domnului, pentru întotdeauna, atunci nu prea va mai avea ocazia să strige, va fi prea târziu. Cuvântul Domnului din Cartea Numeri, capitolul 12, este pentru noi în această dimineață, aș vrea să vă întreb cum asemănați sau cum puteți să-l descrieți pe un om care bârfește? Cu ce puteți pune alături? Sau cu cine seamănă? Cineva care vorbește împotriva cuiva. Acum vă las pe dumneavoastră să considerați dacă e o diferență între a vorbi împotriva unui slujitor, precum e Moise, sau doar a vorbi împotriva unui frate, a unei surori. De asemenea, vreau să vă întreb, care dintre noastră crede că nu vorbi niciodată împotriva cuiva? Ar vrea să-l văd pe mincinosul ăla. Vreau să-l cunosc. Mai mult, vreau să sublinez faptul că această vorbire împotriva cuiva nu este o simplă comunicare. Nu este un mijloc prin care povestesc ceva. Are implicația adânci atât în sufletul omului, mai ales în sufletul celui care povestește sau vorbește împotrivă, cât și împotriva trupului acelui om. O să vedem în această dimineață. Dumnezeu nu eu a asemănat vorbirea împotriva unui slujitor sau, asupra, sau împotriva unui om cu gestul de a fi scuipat pe obraz. Nu știu câți dintre noastre ați avut, cum să o numesc, nepotrivită ocazie să vă scui pe cineva pe obraz. Dacă te-ar fi scuipat pentru Evanghelie, nu-i mare problemă. Mă amintesc că eram cu un frate care aici în biserică, păstez în și ne întorceam de la evanghelizare și capota lui a fost scuipată. A zis, slăvi să fie Domnul. Nu pentru că nu a fost mașina mea, ci pentru că mai primim o minimă, minimorum, situație de împotrivire. Nu-i problema asta. Dar imaginează-ți că vine cineva și te scuipă pe obraz. nu intru prea multe detalii, dar mai mult Biblia zice dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de o cară. A vorbi împotrivă produce o cară. Și când vorbești împotriva cuiva, ține minte ce spun care are efect de bumerang. Tu vorbești împotriva cuiva ca să-i distorsionezi imaginea, ca să-l calomnezi, ca să-l defaim. Crezând că prin asta tu-l ataci, de fapt, te auto-ataci. Pentru că Dumnezeu zice, Maria e ca și cum ar fi fost scuipată ea. Nu ea l-ar fi scuipat pe taică -sul, Pe obraz. De aceea mesajul pe care l-am se intitulează, când e scuipat pe obraz. Când e scuipată pe obraz. Există un dezgust, există o greață, există ceva care nu suporți. Cum adică și-a permis omul ăsta să mă scuipe? Dar să știi că atunci când vorbești împotriva cuiva, cam scuipi. Nu vorbești. Adică, pricepeți ideea. Vreau câteva observații preliminare mai întâi și să reținem faptul că nivelul spiritual nu-ți permite să vorbești împotriva altuia. Nivelul tău spiritual ridicat. Maria nu era o simplă membră în biserica, lăsați-mă să actualizez. Maria nu era oricine, femeia asta avea un dar de prorocie. Prorocea, cântea, avea mesaje profetice autentice când zicea Domnul prin ea, așa vorbește Domnul, milimetric se împlinea. Doamne, ridică mai mulți proroci ca aceștia. îmulțește le rândurile și binecuvintează-i, Doamne. Ea n-a fost vinovată ca a prorocit. A fost vinovată că a vorbit. Aronii oricine? Păi nu, Aronii e un om extraordinar. Aron e un om al lui Dumnezeu, este omul care a ținut mâinile lui Moise împreună cu Hur. Și biruința a fost dată atunci când Iosua era în vale să lupte împotriva maleciților. Și victoria depindea de mâinile ridicate. Aviz, mijlocitorilor, continuați să vă rugați. Biruința de la învon depinde de rugăciunile noastre. Biruința de la microfoane, de la cântare, de la cină, depinde de modul în care vă rugați. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Aici în Biserica Betania sunt mijlocitori, sunt persoane care în zori dimineții se trezesc, primesc mesaje de la Domnul și zic din toată inima, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Ajută-ne, Doamne, să fim mijlocitori! Că o să vedem că ăsta e antidotul împotriva să vorbești. Deci rețineți, nivelul spiritual ridicat al dumitale nu-ți permite să vorbești împotriva cuiva. Adă o a doua observație preliminară este că niciodată argumentul că vrei să faci dreptate nu ține dacă folosești adevărul trunchiate. Sunt oameni care sparda lui Dumnezeu, sabia Domnului cu ghilimele de rigoare și ei zic, noi vrem să facem dreptate. Fii foarte atent, fii foarte atentă, folosești adevăruri întregi. Te folosești de ce ai văzut, de ce ai auzit? Ești martor ocular? Ai fost tu acolo? Păi nu, că am auzit și ăla am a să nu mai spun la nimeni. Păi prietene. Păi în primul rând încalci ce ai promis. Că nu mai spui la nimeni. Și fii atent că dacă ți-o zici să nu mai spui la nimeni, s-ar putea să nu fie adevărat, că e frică îl prinzi. Deci ce n-ai văzut, ce n-ai vorbit, ce n-ai auzit? Să nu te sufețească. Să nu poți mai departe. Întreb. Maria deținea adevărul total când a zis ce a zis. Ascultă ce spune cuvântul Domnului. Maria și Aron au vorbit lui Moise, împotriva lui Moise. Nu, Moise, nu Aron și, și Maria, mare atenție că s-a trezit o femeie care trebuia să tacă din gură, n-avea responsabilitate, n-avea chemare, n-a pus-o Dumnezeu să aibă directivă, ea să trebuie să vorbească. de a o primi lepra. Ascultați ce spune versetul 2. Domnul a auzit-o, nu l-a auzit. Că e important cine inițiază o astfel de convorbire. E foarte important. Cine o primi lepra? Aron sau Maria? Hai spuneți-mi cine. Pe cine au vorbit împotriva, nu? Cine a venit cu ideile? Și ascultați că folosește un adevăr trunchiat. A vorbit sau au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. În originalul ebraic este vorba de o femeie cușită, care de fapt este o femeie madianită. E de fapt Sefora. Întrebare a fost dată legea în momentul în care Moise s-a căsătorit cu Sefora să nu se căsătorească cu femei din alte popoare? A fost dată legea? Da, sau nu? Păi nu, că doar o primă și era de necăsătorit. Înainte să căsătorească, a avut el viața lui, știți, nu? Întrebare. Când a folosit Dumnezeu pe Moise? Înainte de căsătorie sau după? De ce nu se leagă cu comisul omor? A, ah, de fapt, există o altă motivație. Motivația e că nu-i găsește nimic impur în viața lui spirituală și atunci caută în familie. Și dacă nu găsește nici în familie, inventează. Inventatori fără premiu Nobel. Oameni speciali să inventeze, domnule. Dacă vede că sunt îmbrăcat într-un fel, spune da, lască că e mândru că se îmbracă așa. Dacă vede că se îmbracă altfel, las că e prea smerit, e mândria smereniei. Și nici cum nu-i bine. Dacă e înalt, de ce e așa de înalt? Dacă e scund, ce să-i faci? Pui podium. într că biserică mi-a pus undeva în Italia, că așa era acolo clădirea catolică, unde era închiriată biserica biligosală. Dar nu mi-a plăcut, că foarte greu m-am mișcat. Sunt foarte interesanți. Păi mă, oameni buni, de ce inventați în viața acestui om? Voi nu vă uitați la calitățile seforei? Voi știți că Sefora a salvat viața acestui bărbat? Voi știți că Dumnezeu și-a pus ochii pe Moise și a zis, îl omor! Eu i-am spus lui Avram că întâi un născut de parte bărbătească, adică băiatul numărul unu din familie, trebuie să fie în împrejur. Și eu, Domnul, vreau să-l folosesc! Și el n-a acceptat această lege. Știți cine a salvat situația? Etiopia, Madianita. Care e argumentul pentru care vă pot spune că Etiopia se referă la acea zonă? Habacuc, capitolul 3, versetul 7, pentru că tot ce spune trebuie să fie cu acord biblic sau cu fundament biblic. Văd corturile Etiopiei, zice Dumnezeu prin profetul, pline de groază și se cutremură colibele din țara Madianului. Adică Etiopia în vremea aceea avea ca și configurație și țara Madianului. Femeia aceasta era sefora. De fapt, ce se întâmplă în background? Vine o stare de nemulțumire, Maria și cu Aron au o problemă la nivel concurențial cu Moise și atunci vor să-i găsească o hibă. Și pentru că n-au ce să-i găsească, că Dumnezeu îl folosește supranatural, știți, cartea Exod, lucrări inegalabile în istorie, atunci caută în istoric. Așa e omul. Și eu, în ziua de azi. Păi nu vă uitați cât îl folosește Dumnezeu pe Moise. Nu realizați ce lucrări face Dumnezeu prin el. Unde erați voi dacă Dumnezeu nu-l folosea pe Moise? Mario, Aroane, cam pe unde v-ați fi aflat pe planetă la ora asta? Deci voi puneți la îndoială că Dumnezeu îl folosește sau nu? Sau care e ideea? Rețineți Argumentul că vrei să faci dreptate nu ține dacă folosești adevărul trunchiate. Altă observație preliminară este că motivația greșită nu te scuză, chiar dacă vrei să rezulte un bine. Ascultați ce zic ei și au zis, oare numai primoi se vorbește Domnul? Întrebare, numai primoi se vorbea Domnul? Nu, vorbea și prin Maria, vorbea și prin Aron. Nu vorbește oare și prin noi? Am în două întrebările, sunt corecte într-un fel. Motivația din spate e o problemă. Absalom, de ce stai la marginea cetății, la intereseția cea mai importantă și bați din gură continuu? Oh, de ce ai venit să te judece? De ce ai venit la judecată cu David, cumpăratul? Asta e problema ta, asta e problema ta, asta e problema O, oh, David nu-i prea ocupat, n-are timp de tine, să ne Dacă aș fi eu împărat, hopa. A, ah, Salome. Am înțeles care e motivația ta. Tu nu vrei să corectezi ceva care este greșit? Tu nu vrei să-l să ajungi pe tatăl tău, pe David, împăratul? Tu vrei să-i dai la picioare? Păi normal că și-au pregătit niște oameni, știți cum erau? Ca el, de nimic. Doamne ajută-ne să fim oameni adevărați. Și să ne ferească Dumnezeu să fim oameni de nimic. Amin. Ferească-ne Dumnezeu de azi. Doar că Dumnezeu conduce istoria. Și Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. A urcat plângând câteva ore, David. A fost atacat pe față, a fost bajocorit. Și David are atâta dragoste în el încât zice pe limbă de moarte sau pe limbă ultimul, ultimele cuvinte înainte să plece la război armata. Fie vă milă de tânărul, adică ne încercat o săracul de el, Absalom. L-a omorât vreun om? Propria lui mândrie. Că pe unii oameni nu trebuie să ataci. Lasă-i. Se vor nenoroci singuri bine ar fi să se trezească. Se zice amin. Ajută-ne, Doamne. Știți cum a murit Absalom? O dată pe an se tundea. Ăsta era super model. Ăsta era disperat, domnule. Stătea în oglindă mai mult decât la biserică. Ăsta era distrus, domnule. Numai acolo avea un păr extraordinar. Vindea și făcea bani din părul lui. Și în vălmăsa, la luptei, spune Biblia, în goana pe care văcea făcea armăsarul sub care călătoria, a trecut pe lângă un copac sufos și părul l-au prins și cu părul prins, încălcit, un copac a murit. Ce trist! Nu era chiar mor că unul l-a ajutat să moară. Ai grijă cu cine te soțești. Ai grijă cam ce vorbești. Ai grijă care e motivația pentru care vorbești ceva. Ai grijă. Voi core, datam și abiram, care e problema voastră de nu pe a veniți pe la cortul întâlnirii? Dați așa din colț în colț, ieșiți când vreți, veniți când vreți, faceți ce vreți voi. care e problema voastră? Păi core zice, dacă aș fi eu căpetenia oștirii, aș organiza mulțimea să vă întorc înapoi în Egipt, că fi mai bine așa. Extraordinar, domnule, ce motivație are omul Și Știți care marea dramă? Mă fior. Mă temă. Mi-e frică pentru unii oameni. Dumnezeu a zis, metri pătrați pe unde stare, pe unde stă core, datan și biram și toată gasca lor. Partida lor de oameni nemulțumiți. Îl împrejmui. Poruncesc plăcilor tectonice să se miște pe teritoriul unde stau ei. Ieșiți din mijlocul lor, dacă vreți să trăiți. Adică terminați-o cu bărfele. Opriți-vă din vorbiri împotriva slujitorilor și împotriva lucrării lui Dumnezeu. Asta vrea să zică Domnul. Pentru că am în plan să mișc pământul și să-i acopăr. Undeva la câteva sute de oameni au murit înghițiți de pământ. Ce consecințe pot să aibă vorbirile împotriva. O altă observație foarte importantă este gradul de rudenie sau prietenia cu un om nu-ți permite să vorbești împotriva lui, chiar dacă e slujitor. Maria și Aron erau frații lui Moise, nu? Și puteau să zică, noi ne putem permite pentru că noi suntem ca la noi acasă. Unii au senzația că biserica e casa lor. Nu, asta e casa lui Dumnezeu. Asta e casa lui Dumnezeu. Și în casa lui Dumnezeu stăpân este Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Dacă sunteți din aceeași familie, nu înseamnă că vă puteți permite să faceți ce vreți. Și nici nu puteți vorbi unul împotriva altuia sau una împotriva altora sau așa mai departe. Mare atenție. Erau frați, aveau această posibilă predispoziție să fie obișnuiți ca acasă. Să vorbească ca între ei. Care e problema? Că Dumnezeu știe că noi suntem neamuri și ne putem permite ce vrem noi. Nu. Gradul de rudenie sau de prietenie cu cineva nu-ți permite, din perspectivă biblică, să vorbești împotriva lui. Egal că îl vezi în fiecare zi, egal că l cunoști de aproape, egal că îl știi, egal că știi replicile, glumele, tot ce nu cotează. Nu ai dreptul. Să trecem la pașii periculoși pe care i-a făcut Maria. În primul rând, Maria sădește îndoiala. Nu întâmplător, cuvântul pe care îl spune Maria către Aron începe cu oare. Oare. Oare numai prin moise vorbește Domnul? Oare. Se cuvântul șarpelui. Aveți grijă când îl folosiți. Oare marți seara se mai simte prezența Domnului la Betania? Amin. Oare vine seara, mai are sens să vin la biserică? Da, are sens. Nu contează cât sunt, tu trebuie să fii acolo. Adică aici. Amin. Ajută-ne, Doamne! Oare în biserica noastră mai lucrează Dumnezeu cu vindecări supranaturale? Cine crede asta? Să ridice o mână sus! Aliluia lui Dumnezeu! Da, Domnul lucrează! Oare slujitorii pe care i-am investit în lucrare sunt oamenii lui Dumnezeu? Ce ziceți? Asta ziceți dumneavoastră ce credeți! Slăviți să fie numele Domnului! Oare numai prin Moise vorbește Domnul? O, oh, de câte ori nu vine diavolul la nivelul minții tale și să dește îndoiala și să atacă mintea și să aduce scenarii, posibilități. Auzi o vorbă de la colț de stradă, în șanțul drumului, cineva vorbește. Domnul să-l ierte și să-l ajute să se oprească. Bate din gură continuu, atacă pe oricine, despre oricine și potriva oricui. Știi de ce? Are motivație greșită. Că dacă ar fi el, unde e cel despre care vorbește? Așa ar tăcea Domnul. Lim dintr-o dată o, -o muțenie în el. Ar fi bucuros, ar fi colaborator, ar fi cu minte. Cam asta era problema. Un duc de feminism parcă o atacă pe Maria și zice, stați uțin, nu se poate ca o femeie să fie conducătoare a știri. Ce? Prin nu vorbește domnul? Nu poți într-o zi să iau toiagul? Nu. Cu respectul pe care vi-l port, dragele mele surori. Există responsabilități pe care Dumnezeu nu vi le am îngăduit. Domnul să vă binecuvinteze, să zică frața Amin. Și Domnul să fie cu noi cu toți, să pricepem asta. Nu-i permis să sădești îndoiala. Se întâmplă ceva groaznic. Astăzi, tu în îndoiala vorbind acasă în auzul copiilor tăi. Copiii tăi au 5 ani, 6 ani, 7 ani, 10 ani. Cresc, 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 ajung la 15 ani. Și la 15 ani, toate rețelele de socializare sunt aportabile. Toți îi zâmbesc, toți îi spun că sunt frumoși, că sunt extraordinari, că e n-au nicio hibă, dar tu din când în când îi mai aplici câte o corecție și asta nu e greșit dacă e aplici biblic. Dar pe lângă corecție, tu ai vorbit de rău pe cineva. Poate că n-ai suportat o persoană din biserică. Vă spun că e slujitor sau nu, nu asta contează momentos. Și tu ai uitat de asta. Tu ai mers din nou și ai avut din partea lui Dumnezeu credințarea că atunci când te rogi și slujitorul acela te unge cu un de lemn în numele Domnului, te vindeci și te-ai vindecat. Dar n-ai rezolvat o problemă. Îndoiala pe care ai sădit-o în inima copilului tău, n-ai corectat-o. N-ai șters-o. Copilul tău a rămas cu ideea că la biserica aceea sunt oameni cum sunt. Cum ai zis tu? Că sunt. Nu că ar fi așa și la macină oameni. Sunt oameni care ajung să-și pierdă credința pentru că unii s-au găsit în treabă să vorbească fără rost. Și o să crească copilul și o să aibă motivații periculoase, o să aibă gânduri dubioase. Nu le dau acum detaliile. Și când o să-i spui, vină la biserică, te rog, te rog frumos, hai la biserică, te rog, hai vină. O să zică, unde să vin? La Moise? La Moise? Păi tu ai zis că Moise are o soție etiopiană. Tu ai zis că copilul a înregistrat pe banda lui tot. tot, 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 tot. Și acum ați varsă. Ce ai pus în tomberă unui inimii, spune pe, masa. living. O să te doară. Și s-ar prea putea să fie târziu. Sper să nu fie prea târziu. Pentru că Dumnezeu poate să-i libereze. Dumnezeu poate să transforme. Și greșelile noastre, dacă le recunoaștem, Domnul ne le iartă și ne ajută să le corectăm. Amin. Amin. Știți cum a corectat greșeala Maria? O învăța lecția. Când vorbește Dumnezeu, Dumnezeu respectă autoritatea. Cum îi cheamă la cort? Zice, veniți voi cum vreți, cum vi se potrivește vouă, cum o ziți? Nu. Numărul 1, Moise. Numărul 2, Aron. Trei, Maria. Are sens. Deodată spune Biblia, Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-vă toți trei la cortul întâlnirii. Dar respectați autoritatea și ordinea, respectați-o. Dar ce, nu poate merge Maria prima? Că e bună de gură. Nu. Nu că așa a zis Dumnezeu. Nici nu mai vorbește Maria. Am învățat o lecție bună, a zis, mă, decât să zic ceva greșit, tac din gură continuă. Și înțelege că atunci când trebuie să-și ceară iertare în acord cu Aron, trebuie să vorbească Aron. Că Aron vorbește în versetul 11 și spune atunci Aron a zis lui Moise, Ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pe deapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți, ci de care ne-am făcut vinovați. De ce nu a zis Maria, eu nu sunt vinovată? Vorbește numele tău. Și de ce nu a zis? Pentru că s a recunoscut și ea vinovăția ai grijă să nu treci prin pasul ăsta periculos, să sădești în familia ta îndoială. Să sădești în jurul tău îndoiala, să spui nimic nu mai funcționează, nu mai merge lucrarea Domnului, Domnul nu mai este cu noi, nu se mai fac vindecări, listele se mulțesc, da, dar noi trebuie să avem credință, noi trebuie să ne credem în Dumnezeu, Dumnezeul nostru este viu, este măreț, este puternic, cine crede că Domnul e tot puternic, mâna sus vă rog, slăviți să fie în numele Lui! dacă noi ne-am schimbat, dacă noi am intrat în stări de bufă, de ranchiună, de împotrivire, de vorbire de rău. Doamne, eliberează-ne în dimineața asta. Să vină peste noi îndurare din sângele lui Iisus Hristos. Să primim grațiere în numele Domnului. Nu Domnul e vinovat. Și Domnul vrea să facă minuni, cum a făcut și cu Maria. Amin? Slăvit să fie Domnul. Maria face pasul ăsta că sădește îndoiala, face pasul al doilea că scormonește în istoric. Noi toți oamenii am fost oameni care n-au meritat cerul. E cineva aici care crede că a meritat raiul lui Dumnezeu prin propriile lui fapte? Vreau să-l cunosc. Că-l că e neatent. Că mă ne atâta. -i. Nici unul n-a meritat cerul. Pe dealul sub formă de craniu uman s-a înfipt o cruce între cruci. Sânge nevinovat a scurs din mâinile lui. Din picioarele lui și din coasta lui. Fiecare os putea să fie numărat. A murit a murit pentru noi, pentru că ne-a iubit. Avem har și binecuvântare la Betania. În dimineața asta o să stăm la masa Domnului, pentru că Iisus Hristos ne a iubit. Pentru că dragostea Lui Dumnezeu s-a manifestat pentru noi. Nu vă numărați falimentele din trecutul dumneavoastră nemântuit. Nu vă uitați la căderile dumneavoastră, uitați-vă la sângele de mare preț. Că nu există groapă atât de adâncă de unde să nu te smulgă mâna cicatrizată a Marelui Rege. Că nu există problemă atât de gravă pe care să nu o poată rezolva Hristos. Pentru care strig în dimineața asta, mulțumim Iisuse Hristoase. Mulțumim Iisuse Hristoase. Înălțați să fie numele tău. Satana zice, scormonește! Caută! Caută în trecut. Și diavolul îi pune cu binoclu pe oameni, pe ochi spiritual negativ pinoclu, să vadă greșit, să vadă deformat și să se uite în istoric. Cine ți-a dat voie ție să verifici istoricul unui om întuit? să întrebare întrebarea mea. Ai vrea să-l verifice Hristos și pe-al tău? Ai vrea cu duritatea pe care o ai și cu care-l verifici pe un frate sau pe o soră să te verifice Domnul pe dumneata? Eu n-aș vrea. De aceea sunt rezervat să-mi dau afirmații despre trecutul unor oameni. Și mai mult decât asta, când văd oameni eliberați, pe care nimeni nu-i putea salva, întotdeauna mă simt mic și văd pe un Dumnezeu mare. Plâng uneori și zic ce mare a fost Dumnezeul. Când ascult unele mărturisiri și văd cum Dumnezeu a smuls din flăcările iadului niște oameni, zic din toată inima, Dumnezeu nostru este viu. Dumnezeu nostru este măreț, Dumnezeu nostru este sfânt, Dumnezeu nostru este activ, Dumnezeu nostru să fie înălțat. Dacă ai avut harul să nu fii fiul risipitor, mulțumește -i Domnul, ar anumite favoruri. Și dacă știi să administrezi această binecuvântare de a fi în casa Tatălui, o să fi binecuvântat și răsplătit. Nu intra în istoriile altora. Maria scormonește în trecutul lui Moise, vrea în prezent să-i găsească ceva, nimic nu găsește și atunci caută în viața lui personală. Spuneam că Moise a trăit 40 de ani în Egipt, fără Dumnezeu, după 40 de ani, Dumnezeu, când s-a crezut el ca fiind un lider important fără Dumnezeu, că e foarte important să așteptăm timpul Domnului, a murit un om, s-a aflat urgent și a trebuit să fie izgunit în țara Madianului. Nu avea pe nimeni. Nu știu câți dintre noastre v-ați dori să trăiți istoria lui Moise. Că toți ne dorim, când întindem toiagul, să crafe Marea Roșie. Dar 40 de ani de deșert, cine acceptă? 40 de ani de retușuri. De parcă Dumnezeu și-a dat seama și a știut, nu că și-a dat seama, a vrut să lucrezi în felul ăsta. Și Dumnezeu a zis, oamenii din generația ta nu te pot pricepe și nu pot să accepte chemarea pe care ți-o fac, pentru că vor fi prea regizi și dor cu tine. Așa că 40 de ani te trec prin deșert, te mult într-o altă zonă, te folosesc într-un mod neobișnuit, fac minuni prin tine, te acreditez prin autoritatea pe care ți-o dau și lucrezi. Știe Dumnezeu cum să lucreze, amin? Slăvit să fie Domnul. Noi să nu scormonim în trecutul altora, numai în trecutul nostru să scormonim. Că Sfântul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 11, fiecare, fiecare, să se cerceteze, dar pe sine îl scormonește, caută, caută, până la cel mai mic punct de impuritate. Scoate afară tot, tot. Și când nu mai ai nimic, zi Domnului, Doamne, dacă-ți bine, e îndurarea ta. E dragostea ta, e iubirea ta, tu mi-ai lăsat minte în cap, tu m ai lăsat să funcționeze mâinile și picioarele, tu m-ai adus la biserică în această dimineață. E cineva care zice că Dumnezeu l-a binecuvântat și prin harul lui Dumnezeu a ajuns aici? Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Nu mai să din îndoiala! Cu o vorbă pe care o arunci, macină zeci de oameni la care nu mai ai poate niciodată posibilitatea să te întorci și să le spui, te rog frumos, iartă, m-am greșit atunci. Că așa ar fi normal. Nu mai scormoni în trecutul altora, uite-te în viața ta, mai ales când stăm la masa Domnului. E un moment în care fiecare să ne uităm la noi. Să ne uităm la măreția jertfei lui Iisus Hristos, la sacralitatea acestei întâlniri și să spunem slăvit să fie Domnul. Pasul numărul trei grafic pe care îl face Maria este că e superficială și sfidează sacralitatea. Dumnezeu e supărat foc. I-a prins de mânie și Dumnezeu vine spre ei și spune clar, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Și a zis, ascultați bine ce vă spun, asta e ca o dojană. E ca un tată foarte supărat care și-a prins copiii că au greșit într-un fel anume și le zice direct. Ascultați bine ce vă spun. Și face o diferență a chemării și apoi el zice Dumnezeu. Eu, Dumnezeu, îi vorbesc lui Moise, gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri grele de înțeles enigmatice, ci el vede chipul Domnului, adică am maniere în care îi, îi, mă descoper lui direct și personal. Și ascultați ce întrebare pune Dumnezeu. Cum? Versetul 8, ultima parte. Cum? De nu v-ați temut. Deci, să vorbiți împotriva răbului meu, împotriva lui Moise. Când cineva vorbește împotriva cuiva și mai ales când ceea ce spune nu este total adevărat sau dacă este mai grav, nimic nu e adevărat, se diminează frica de Domnul. Și și-a zis David când unul dintre cei mai buni specialiști a zis, lasă-mă că-i dau una și nu mai e nevoie de alta, lui Saul. Saul a zis, mă tem de Dumnezeu, nu mă ating de unsul Domnului. Și atât de sfânt a fost David și decorat la inimă, încât și-a luat o farfecă și-a tăiat colțul mantiei lui Saul. Asta era un act providențial că împărăția lui se termină. Și zice Biblia că de atunci inima îi bătea cu putere. Când intrăm aici, trebuie să avem frică de Dumnezeu. Așa trebuie să ne îmbrăcăm încât să demonstrăm că ne temem de Dumnezeu. Așa trebuie să tăcem în biserică și să nu vorbim de ale noastre, și când nu vorbește Dumnezeu, noi să tăcem. Iar când vorbește Dumnezeu, să zicem: Doamne, slăvit să fie numele tău, înălțat să fie numele tău, să nu sfidăm sacralitatea. Există sfințenie în prezența Domnului. Toți oamenii care și-au permis, într-un mod dezechilibrat, nebiblic, să intre în diferență cu prezența Domnului, Dumnezeu i-a atins. Uitați-vă la Uza. Un bărbat care s-a obișnuit 20 de ani cu kivotul Domnului la el acasă. O zis, e ca la mine acasă la biserică, frate. Cu toți mă știu. Stau lângă kivot de 20 de ani cu frate meu, Eleazar, care e pasnicul chivotului. E la noi acasă. Și când a fost dus kivotul într-un mod nebiblic de către David, de la obede Domn din Gat, în cetatea Sionului, cetatea lui David, așezat într-un chivon nou după tipar filistian. Să ne ferească Dumnezeu să introducem în biserică lucruri lumești. Să ne ferească Dumnezeu să introducem în vestimentația noastră lucruri firești. Să ne ferească Dumnezeu să introducem în vocabularul nostru lucruri lumești. Sfințenia trebuie să rămână sfințenie. Adevărul trebuie să rămână adevăr. Biserica este a lui Isus Hristos, este stâlpul și temelia adevărului în lume. Cine crede ca mine să zic amin, slăvit să fie Domnul! Și Uza zice, un moment periculos, trebuie să intervin. Îi fac de rușine lucrarea Domnului. Și atinge chivotul. Și ce face Dumnezeu? Nu mai are timp de manajamente. Ce trist. Îl două. Ai grijă. Voi cum pățiți Anania și Safira care ați mințit pe Duhul Sfânt? Și v-ați lăsat minț mințind să păreți ce nu erați. Se pare că ați fost foarte darnici când de fapt era o minciună la mijloc. Păi Biblia zice, amândoi au murit. Și ce scrie acolo Biblia? Frica Domnului a intrat în poporul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu i-a lovit fără sens, ci pentru o fică specială din numele Lui. Dacă îmi doresc ceva pentru adolescenți, pentru tineri, pentru copii, pentru cei ce urmează să crească, să intre fica lui Dumnezeu în noi. Și o frică specială de numele Domnului Să te cheme cineva să faci ceva greșit Și tu să zici, frate, mă tem de Domnul Băiete, nu vin pentru că mă tem de Dumnezeu Am o frică specială și un respect extraordinar față de numele Domnului Amin Ajută-ne, Doamne Trei A treilea capitol, dacă pot să-l numesc Ce face Dumnezeu? Pe pământ știm, s-au înțeles, au vorbit împotriva lui Moise, ce face Dumnezeu? Să privim din perspectiva cerului. În primul rând, Dumnezeu aude. Și Dumnezeu aude tot. Dumnezeu aude ce șoptești la ureche. Dumnezeu aude mesajul pe care îl scrii și ștergi. Dumnezeu aude calomnia pe care o derulezi și o distribui. Dumnezeu aude. Biblia zice: Domnul a auzit-o. Domnul a știut în detaliu pe cine trebuie să-l ia la raport și cu cine trebuie să vorbească, cine a fost inițiatorul, în cazul ăsta, inițiatoarea acestei defăimări. Domnul știe tot. Se întâlnesc cu oameni în antecamere, se întâlnesc cu oameni în background, și în telefoanele, nu vorbesc cu nimeni din jurul lor, dau de înțeles că sunt în altă parte, își lasă nu știu pe unde telefonul, într-o locație diferită. Domnul știe tot. Domnul știe tot. Domnul știe tot. Nu știe sri dar Domnul știe. Nu știe biserica, nu știu slujitorii. Dumnezeu știe. Lăudat să fie în numele Lui. Avem un Dumnezeu care are ochii pa, ca și para focului. Privește peste tot, se uite la, la, nivelul văzului, la nivelul îmbrăcămintei, se uite la nivelul inimii. Dumnezeu cunoaște totul. Cine crede ca mine să zică lăudat să fie Domnul? Lăudat să fie Domnul! Și ce ai făcut în ascuns se va striga de pe acoperișul caselor. Domnul știe tot! ai o șansă să-ți repar greșeala. Ca să nu se audă la final la judecat. Că dacă ne judecăm singuri, nu vom fi judecați, zicea cuvântul Domnului. Domnul a auzit o Biblia, spune, Domnul acționează, dragii mei. Și zice, îmi place de Moise, nu acționează el. Dacă era la ora actuală, ar fi venit o grămadă din poporul Domnului și ar fi zis, Noi dai un report pe internet, nu-i răspunzi, tu ai replici. Tu ai putere. Nu te rog să-i degetele. Nu. Nu te rog să se întâmple ceva. Nici nu s-a rugat să primească o boală. S-a rugat altceva. O să vedem imediat. Nu. Nu te răspunzi? Nu. Unii spun, de ce nu tratezi? De ce nu tratezi cazul ăsta? Lasă-l pe Domnul. s a spus lucrurile și neadevărate despre tine, frate, soră, oricine ești. Nu dar apoi reply, răspuns. Lasă-l s ocupat cu gunoaie, să-și revină, să se trezească. O să vină Domnul într-un moment care face dreptate. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Domnul i-a chemat la raport. Domnul acționează. Și ce interesant, Moise se naște un nimic. Sunt momente în care probabil că ești vorbit de rău pe nedrept și nu știi nimic. Nici nu trebuie să știi. Poate vine cineva la tine și vine și spune, vrei să spun ceva ce facem am auzit despre tine? Tu trebuie să spui nu. Nu mă interesează. Eu vreau să știu ce zice Dumnezeu despre mine. Dumnezeu ce vreți? De ce dai telefoane ca să afli ce au zis despre tine? Lasă-l în pace, povestească cât vrea. Are vreme. Vorba lui David, dacă nu-l oprește Domnul pe și mei. Poate Domnul i-a zis, zice David. Poate Domnul vrea să mă smerească. Domnul ajută-mă să mă smeresc. Eu zic pentru mine, amin. Domnul ajută-ne. Domnul acționează, Domnul are un raport clar, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Domnul îi spune clar, de ce ați făcut asta? Când printre voi este un prorog, eu, Domnul, mă voi descoperi lui printr-o vedenie sau voi vorbi printr-un vis. Nu tot așa este cu robul meu, Moise. El este credincios în toată casa mea. Nu trebuie să demonstrezi tu credincioșia ta, cre cu corectitudinea ta, loialitatea ta. Nu le spune tu oamenilor că ești drept. Lasă să spună Dumnezeu. Lasă să spună faptele tale. Lasă să zică Dumnezeu, să intervine Dumnezeu prin cine nu te aștepți. Amin? slăvit să fie numele Domnului. Domnul acționează. Foarte interesant că Domnul se aprinde. Domnul se aprinde de mânie. Biblia zice, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor. Și a plecat. Cea mai mare durere pe care poate să o simtă un om. E să vină Dumnezeu la el, să-i dea o dojană puternică. Și apoi a aprins de mânie să plece. Și când se retrage Domnul cu norul său de la cort, zice Biblia, iată că Maria era plină de lepră. Nu te juca cu Dumnezeu, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria și iată că avea Maria lepră. E apreciabil ce face și Aaron. deși nu trebuia să se unească cu Maria în vorbirea aceea împotrivă. Dar după ce Dumnezeu îi dă raport și îi pune față în față, Aron recunoaște și zice, te rog frumos, Moise, fă ceva. El nu zice, pentru că suntem frați, nu ne face de minune fața poporului, că noi suntem speciali, o familie extraordinară. Nu. El nu se raportează la Moise ca la un prieten, ci ca la un reprezentant al lui Dumnezeu, pentru că se repară cazul, se întoarce moneda, se dă pagina. Pentru că se repară situația, Dumnezeu intervine. Slăvit să fie Domnul! Ne uităm în, în al patrulea capitol, știți la cine? La Moise perspectiva celui care este vorbit de rău. Ce faci, Moise? În toată ecuația aceasta, niciodată Moise nu zice nimic până la versetul 13. Vă dați -mă ce putere are Moise? 12 versete vorbește Dumnezeu, vorbește Maria, vorbește Aron. Moise tace. Nu reacționează. Și Biblia zice, Moise a strigat către Domnul. Nu s-a rugat așa general, așa să zic, a, acum las că o meritat-o. Nu. Nu s-a rugat așa fără pasiune, fără insistență. S-a rugat insistent și a strigat către Domnul. Și a zis, Dumnezeule, n-a zis dacă vrei, ci a zis, te rog, mă doare pentru ea, vindecă-o. Aleluia lui Dumnezeu. Asta a dat nivel spiritual, asta a dat calibru spiritual. Și ce zicea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, când ei ne vorbesc de rău noi, noi ne, ne rugăm. Să-ți vină să-i scrii un mesaj, să-ți vină să-i spui replica, să-i arăți că ai făcut bine până acum, să-i demonstrezi că niciodată nu ai făcut niciun rău. Să ai motive, să ai argumente, să ai tărie, să ai perspicacitate, să ai influență, să ai putere. Și totuși, să nu reacționezi, ci să te rogi. Tăcea în fața martorilor oculari și martorilor mincinoși care se declarau ca fiind oculari. Fiecare venea cu mărturia lui și Hristos. Spune Biblia, Iisus tăcea. Cum taci în fața acuzatorilor? Cum taci în fața oamenilor răi din care afară, care sunt puși pe ele Cum taci? Nu o să cazi ca un om care n are argument? Nu o să biruie rău? Nu, adevărul întotdeauna biruie. Adevărul întotdeauna biruie. Și ne crede că mine să zic amin. Ajută-ne, Doamne, să ne rugăm. Unii se roagă și spun, Doamne, închide-i gura, termină -l! Și anunț rugăciunii. Rugăciunea adevărată este, Doamne, chiar dacă făcut asta, n-a navigat iartă-o, vindecă-o, eliberează-o, ridică-o, transformă-o, mișcă-o, mântuiește-o, vreau o rai, asta. Amin? Slăvit să fie în numele Domnului. Niciodată să nu reacționez ca lumea niciodată să nu te răzbuni. Știi când ai trecut testul iertării pentru o persoană care a vorbit de rău împotriva ta? Când te rogi ca Moise. Când taci ca Moise. Și când singura ta vorbire este între tine și Dumnezeu. Uitați-vă, Moise vorbește cu Dumnezeu și Dumnezeu instant îi răspunde și îi spune dacă ar fi scuipat o tatăl ei în obraz, n-ar fi ea oare o care timp de șapte zile? Să fie închisă de șapte zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără să primești soluția de la Dumnezeu. Știți de iubesc și pe Aron și pe Moise și pe poporul Domnului? Că niciunul nu a făcut niciun pas până când nu s-a reparat problema. Biblia zice, Moise, Maria, iertați-mă, a fost închisă șapte zile afară din tabără. Ce durere, ce izolare! Și poporul n-a pornit până ce a intrat din nou Maria în tabără. Recuperarea este obligatorie. Noi nu suntem aici ca să transmitem mesaje doar de dragul de a vorbi o învățătură. Noi suntem aici pentru că avem nevoie de Domnul Isus Hristos avem nevoie să fim recuperați, să fim atinși, să fim ridicați, să fim binecuvântați. O să citim și aceste cauze. Aș vrea să vă ridicați. Aș vrea să mai facem o rugăciune în prezența lui Dumnezeu. Ai nevoie de o atingere supranaturală. Duhul lui Dumnezeu să intre în casa ta, să intre în inima ta. O să stăm la masa Domnului și poate că ai stat de mai multe ori sau de mai puține ori într-un mod nevrednic. Să fie dimineața în care să stăm într-un mod vrednic. Să fie dimineața în care să ne rugăm pentru inima noastră, să ne cerem iertare, să regretăm păcatul pe care l-am comis, poate prin vorbire de rău, poate prin răutate, Poate prin ranchiună, poate prin invidie, poate prin faptul că am dorit neapărat să facem noi ceva și nu ne-a chemat Dumnezeu. Și am vrut neapărat să demonstrăm că nu suntem mai buni, că suntem mai interesanți. Singurul care merită toată lauda este Domnul Isus Hristos. Este Domnul Isus Hristos. În fața lui ne plecăm. Orice vorbire de rău să plece. Orice duc de bârfă, de ranchiună, de resentimente. Orice cârtire, orice murmur. Rostim în numele lui Isus să părăsească Biserica Betania. Viața ta să fie curățită în numele lui Isus. Unele dintre problemele tale s-ar putea să fie din cauza faptului că n-ai știut să sigura, n-ai știut să taci când trebuia să taci. Ai vorbit împotriva Domnului și împotriva oamenilor și poate împotriva slujitorilor și s-a lipit lepra de viața ta. Să fie dimineața eliberării, să fie dimineața descătușării, să fie dimineața iertării, să fie dimineața în care Domnul să vindece boli, să elibereze sufletele, să descătușeze vieți. Ia noi hotărâri în fața lui Dumnezeu. Ne rugăm și pentru celelalte cauze ale Bisericii Betania și pentru aceste bilete și pentru familiile care sunt destinate săptămâna care urmează să ne rugăm pentru ele, să stăm înaintea lui Dumnezeu cu credință, să ne rugăm pentru Cosmin Gangoș, care este din județul Maramureș și are cancer la un genunchi și la plămâni, să ne rugăm ca Domnul să-l vindece, să rămână tată și soț. Doamne, atinge de bărbatul acesta și lucrează într-un mod supranatural. Să ne rugăm și pentru o fetiță cu numele Rahela, de trei luni, ce a fost operată pe creier aproximativ de două săptămâni, este aici la Cluj, ca Domnul să-i dea vindecare de plin. atinge de Doamne, de fetița aceasta și de toți copiii bolnavi, indiferent care este nivelul și gravitatea bolii. Iubită biserică, vă rog să vă rugați pentru fratele Iosif. Ca Domnul să se îndure și să-l vindece. Pentru sora Iuliana, care a trecut printr-o grea încercare, Domnul să o întorească, să o izbovească din starea în care se află, ne scrie sora Angelica, Domnul să atingă aceste cauze, Domnul să lucreze cu putere. Vă să faceți o rugăciune pentru sora Lia. Trebuie să meargă la operație, ne scrie fratele Neluțu, Domnul să atingă sora Lia, sora aceasta, să o atingă într-un mod supranatural. Și dacă Domnul are în plan nici măcar operație să nu mai fie nevoie de ea, poate domnul asta? Slăvit să fie numele Domnului! Fraților, vă rugăm să ne ajutați în rugăciune pentru fratele Florea Chiorian din Chechiș, care este un frate foarte bolnav, e la spitalul din Zalău, Domnul să lucreze, să-l vindece dacă este voia lui, Domnul să atingă, Domnul să-i libereze. Pentru toate cauzele acestea cerem în primul rând intervenție supranaturală. Să vină Domnul cu puterea sa, să lucreze Domnul în primul rând la suflete, să rezolve Domnul problemele spirituale în primul rând. Pentru că dacă se rezolvă unele probleme spirituale, se vor rezolva și alte boli care sunt îngăduite pentru ca să ne trezim din amorțarea noastră spirituală. Ne rugăm pentru toate cauzele Bisericii Betania care sunt pe display. Poate ai o problemă pentru care vrei să ne rugăm. Ridică și tomul mâna sus în fața lui Dumnezeu. Dacă ai o problemă pentru care vei să mijlocim mâna